Ia uitați-vă aici. Ce avem aici? Vă spun imediat. Gata, l-am pus aici. Știți că am făcut o unificare, adică v-am arătat. Și l-am adus pe ăsta de la livadă. Rama asta de albină, știți că a rămas o ramă de albină, o ramă bună de albină, care, dacă eu i-am luat alea două rame de puiet și cu regină și am dus-o acolo la camion pentru că am găsit acolo unul fără regină, rama asta acum de albină este fără regină, da? Bun. Și o să-i dăm o regină. De unde? De unde regină acum, că n-avem de unde. Ba da, foarte simplu. Chiar acum mergem la deal acolo unde am eu stupii cu probleme și iau de acolo o regină. Deci mergem la deal acolo. O cușcă aici. Mergem acolo la deal. Și luăm o regină din stupii aia care sunt cu poedorus, da? Bun. Și o să dăm la rama asta de albine aici și vedem dacă o să dea înainte. Adică dacă o să fie treaba bună. Adică mai bine zis ce risc. O ramă de albine. Am adus-o aici acasă. Uite așa, pregătesc aici cușculița, cu apifonda, uite așa, albinuța o să mănânce de aici, îi dă drumul la regină, și vedem dacă o să dea înainte. Știți că la stupii care i-am pe camion, în momentul de față, există o familie care tot așa am procedat. Am luat-o de acolo de la deal, de la stupia cu poedvăros, i-am dat regina, o brici și niciun semn de boală, nimic. Stai să-mi aduc aminte. Cred că am pus-o pe cântar. Nu știu, să verific la camion acolo, că nici nu mai știu. Am impresia că chiar familia aia e pusă pe cântar. Și acum, uite, fac a doua oară experimentul ăsta. Pentru că mi-a rămas rama asta de albină. E o ramă țapănă de albină, o ramă plină, da? Între două diafragme de polistiren. Îi dăm frumușel o regină de acolo, fiindcă am acolo unul care știu că a rămas într-o ramă. Are albină mai puțină și nu reușește să dea înainte. Și rama aia eu dau lui altul de acolo și băgăm regina în cușcă și o ducem la ăsta și vedem ce se întâmplă. Mai apare păturbărul sau nu mai apare? O să fac eu multe experimente. Da, așa că eu de-abia a început anul, dar încă e frig, nu mai vine căldura. O să fac eu experimente de n-a făcut nimeni în țara asta. Deci tu pe ea acum care i-am la deal acolo, o să facă Costin experimente, o să fac și metoda lui Nea Ilie care a zis dă-i doi că dă-i, o le aplic eu pe toate. Poate reușim, poate reușim să facem ceva. E mi-ar pare bine să vă spun și vouă. Las că face Costin pe vouă pe stupii. Treaba e că am mai avut comentarii, îmi zice câte unul, zice eu știu cum. Știu ce trebuie făcut la stup, dar nu vreau să spun. Ce rost are să mai zici că știi dacă nu vrei să spui? Înțelegi? Eu știu cum să scapă de băietul vălos, dar nu vreau să spun, zici. Păi ce rost are, nu să mai te lauzi că știi, dar nu spui. Da. Asta e. Am văzut că sunt mulți râzători. Râde că are cred pe râs. Râde. O, băieți, jumate din țara asta are păzboros, cu care mă întâlnesc, recunoaște, da, domne, și eu am, și eu am. Ai înțeles?
Dar oamenii sunt răi, mă, eu știu asta. Am văzut, sunt mulți miștocari. Face mișto. Faceți, mă, mișto. Faceți voi ce vreți. Că și eu fac tot ce vreau. Înțelegi? Deci la stupii de la deal la care mergem acum, o să fac anul ăsta mai multe experimente care o să vi le arăt și voi. Stați aproape, urmăriți filmulețele și poate reușim. Și dacă e cineva cu suflet bun și cu inimă bună și are o rețetă și așa și vrea să mi-o spună, bine. Dacă nu vrea să o spună, e treaba lui. Să o țină pentru el și să fie sănătos el. Eu mai știu apicultori care au murit, că a murit la 60 de ani, că a murit la 70, au murit și n-a vrut să spună nimic. Mă, dar nimic nu spune. Deci când îl întrebi ceva, zice, dacă îi zice, băi, uite, domnule, am și eu niște stupuieți, vă rog, nu știu ce să le dau, am încercat de toate, ce și eu am. Și nu le trece. Adică, deja când zice cineva că și el are puieți, vă rog, și nu le-a trecut, ce să-l mai întreb că să-ți dea pentru, adică ca și rețetă. Înseamnă că nici el nu știe. De el poate să minte să zică că are și el. Înțelegeți ideea? Nu știu dacă înțelegeți. Dacă întrebă și spui, domne, am stupii, am slabi, nu știu ce are, nu prea o reginele sau, și la mine la fel, sunt toți slabi, știi? Adică orice îi spune, dacă zice ceva, zice și el la fel. Și atunci îți dai seama că nu mai poți să întrebi nimic, nu? Nu știu dacă ați priceput ideea asta. Vorbele astea care le spun unii. Sau dacă întrebi, uite, sunt, eu acum i-am la rapiță, da? Și dacă vorbesc la telefon cu unul, cu altul, și domnule, la mine azi abia a băgat 500 de grame și la mine tot 500 de grame, zice. Știi? Adică ca să n-ai ce să mai comentezi că de ce a băgat la tine mai mult sau mai puțin sau ce zici tu, zice și el la fel. Nu știu dacă v-ați prins. Dar ăștia sunt oamenii, tatu. Ăștia sunt oamenii în jurul nostru. Eu spun, tată, eu sunt băiatul care spun, ajut și pe unul și pe altul. Da, să fac roi, că dacă reușesc de fac și eu niște roi și reușesc să-mi pun și eu stupina pe picioare, deci îi am pe aia după camion, da? Dar știți că acolo am regine și de roire și de salvare și de toate națiile am acolo. Și niște câini am acolo, de mă înțeapă, mă face praf. Să reușesc și eu să-mi pun stupii pe picioare, adică dacă reușesc să-mi fac aici la livadă roi, anul ăsta, și să văd că dă înainte, o să fac niște roi și o să dau și eu gratis. O să dau și o să ajut și eu, exact cum am fost eu ajutat, vreau să ajut și eu. Dar stați să-mi revin, că deocamdată mă chinui. Deocamdată încă mă chinui cu stupii ăștia. Deci în momentul în care o să-mi revin și eu cu roi, o să ajut și eu la rândul meu, așa cum am fost ajutat, o să ajut. Nu așa cum au râs mulți de mine, că iau, te-a cerut stupii, a fost ajutat. Mă, vă pare rău? Vă pare rău că pe voi n-are cine să vă ajute? Important că pe mine are cine să mă ajute. Că a văzut că sunt cu suflet bun și mă ajută, îmi sare în ajutor. Da? Asta e problema voastră. Deci voi nu ați ajutat și vă pare rău că m-a ajutat alții. Adică voi nici nu ajutați și vă pare și rău când ajută altul. Asta e. Da. Și vă spun cu siguranță că dacă aș mai păți odată un necaz cu stupii, aș fi ajutat de nou. Fiindcă sunt oameni cu suflet bun și m-a văzut că sunt un om corect și mă ajută. Da? Dar sper că anul ăsta să-mi revin cu stupii și cu roi să fac și să ajut și eu la rândul meu pe cineva care e în necaz cu stupii sau pur și simplu să ajut pe un începător, să-i dau niște roi, nu știu pe cine voi ajuta. Dar deocamdată încerc. Și mă lupt și eu ca să pun stupina pe picioare. Gata, nu mai lungim mult. Merg aici la deal să iau de acolo o regină și să o aduc la stupul de aici și să țineți cont de el. Să vedem, să mai aduceți aminte să-l filmez, să vedem cum merge cu puietul. Gata, ne vedem la când iau regină. Ia să vedem, uite, am aici una de la Oprea, un S10. Știu că e foarte slăbuț aici.
aernat între ele, a mai fost căzut albina. Eu am lăsat-o aici. Acum vă dați seama, s-a schimbat albina de iarnă. Dar a rămas foarte slăbuț. Și hai să vedem ce-i facem. Adică îi luăm regina și unificăm cu unul de lângă. Și dacă îl las, o mai are asta putere, nici până în toamnă nu-și mai revine. Ia să vedem, că nici nu l-am mai deschis de nu știu când. Ia să vedem cum arată. Hai, nu mă înțepa, după ce că ești vai de tine, mai și înțep. Deci asta avea o palmă de albină în primăvară și uite. Uite, regina e aici. Uite, pui-o tu pe striț. Hai să luăm regina. Oh, lu, oh, 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 oh. Mamă, nu mă lasă ți-au regina, a? Nu mă lași. Tu ce baga cu văleu. Gata, ți-am luat. Bun, deci voi acum sunteți martori că avea puietul urât acolo, da? Doar regina o ia, deci fără albine. Uite aici. Fără albine, că albina zice că poartă microb, da? Bun, regina aici. Băgăm în buzunar, stă la căldură. Așa, și unificăm cu... Ia să vedem, ăsta de lângă, de aceea. Asta e mai bunișor, are 3 rame. Ia să vedem. Are 6 rame pe aici. Da. Hai de mine, uite mă, la o ramă de albină zice să nu mai fac fum, dar înțeapă de... Uite așa, dăm asta așa. Dăm diafragma. Bun. Ce are asta aici? N-are plăcă aici? Are două rame asta aia. Și luăm de aici. Deci uite, sunteți martori, uite ce puiet avea, da? Pestriți așa, da? Se vede? Uite-l. Îl vedeți, da? Îl băgăm lângă asta aici. Așa. Bun. Așa, mai luăm de aici diafragma. Vedem la asta aici. Așa. Mai are și pe rama asta niște albine. Ha, înțepați-mă. Gata. Să-l închid. Uite mă că vrea să mai lumineze cerul, mă. Bun. Deci vă arăt totul practic. Uitați regina aici, da? Doar regina, fără albină.
și mergem acum să o dăm la stup, la familie, la rama aia de albin, că nu pot să zic nici familie, nici roi, nici. Deci acolo este o ramă plină de albină. Are și miere pe rama aia. Îi mai dau eu, nu-i problemă, mâncare pot să-i dau. Ia uite-mă, un câine. Pleacă. Stătea în mijlocul drumului. Și vedem dacă... Deci, ați văzut cu toții puietul, da? Cum arăta. Pestriță, așa, și nu dădea înainte deloc. Reginuța e aici. Hai să vedem. Dacă e regina de vină... Băi, logic, dacă regina asta... Ea e, din cauza ei, e boală așa, așa, ar trebui acolo unde o duc, în rama aia de albină, care acolo e albină sănătoasă. Ați văzut ce puiet avea, da? Deci rama aia care acolo a fost o familie în trei rame, zis. Dar avea două plăci de puiet, plăci tată de puiet, da? E, deci albina e sănătoasă acolo. Regina e de aici, din stupiștia. Hai să vedem ce face regina asta în albina aia sănătoasă. Fiindcă toată lumea susține pe tot internetul și în toate cărțile apicole, schimbați regina când e puiet văros. Hai mă să vedem practic, bă, tată, bă, că dă în gură e ușor să zici, nu? Hai să vedem practic. Fiindcă eu am mai făcut treaba asta odată cu prima regină și aia merge brici, are rame plăci de puiet și am prins curaj, acum vă spun sincer, am prins curaj. Hai să o păcăm și pe a doua, să vedem care e treaba. Hai să o păcăm. Și bineînțeles că cu ăștia de aici de la livadă am unii în 4-5 rame. Știți că am mai filmat, eu stă albina îndesată în alea 4 rame. O să mai fac eu niște probe cu ei, am eu niște planuri. Am eu niște planuri, o să vi le filmez eu, vi le arăt eu. Nu degeaba s-au abonat la mine peste 14.000 de persoane. Este 14.000 de abonați, fiindcă a văzut că arăt practic, asta e, arăt totul practic, nu decât vorbărie, vorbă goală și atât. Că din gură e ușor să zici. Cât de ușor e să zici din gură? Eu am stupii foarte buni. Stupii mei sunt cei mai buni, stupii mei are catul plin de miere, așa se vorbește pe internet. Eu am 7 rame de puiet, am scos producția atât, zice din gură. Nu știu, bă, cine-i crede pe ăștia. Crede că zice și el dă gura acolo. Înțelegi? Am observat că și la mine când... Ați văzut că eu deschis tupul și arăt. Uite ce e în el acolo, puietul. Deci eu am mai bun ca ai tăi. Când eu arătam 5 rame de puiet, zice, eu am 6. Când eu arătam 6, îmi lăsa un comentariu, zice, eu am 7. Păi, prietene, e diferență mare, tu zici decât în gură, dar eu arăt. Unde e adevărul? Da? Păi... Așa că rămânem la stupul ăsta, la stupul ăsta, nici nu știu cum să zic, la rama asta de albină, să vedem ce se întâmplă cu această reginuță. Încă ceva, care a fost cu urechile deschise și ochii mari făcuți, a văzut acasă, am doi roișori făcuți pe 23 martie. Băi, puțin albină, ați văzut clar? Care recunoaște că a văzut? Că unii nici nu vrea să recunoască că vede. Băi, foarte puțin albină. Și puietul compact, nicio celulă de puiet văros. În aceleași cutii, adică în cutii, în aceleași cutii, că sunt două roinițe acolo, de polistiren. Între două diafragme de polistiren, cu folie deasupra, cu turte de-astea de care le dau eu, turte din alea a avut. Și puietul compact, sănătos, și puțin albină, care ai fi zis, bă, răcește cuibul, că a fost și frig, a fost și ploile astea. Și ăia dă înainte perfect. Poftim. Care normal e contrariu, domnule, dacă e albină puțină, răcește puietul și apare puietul văros. Uite că n-a apărut. Da? Ce să mai... Vorbește toată lumea. Că dă vorbite cel mai ușor. Hai. Dă vorbite cel mai ușor. Hai că și eu sunt curios să vedem ce face asta. Îi dăm regina și vedem ce se întâmplă. Sper să o primească, să nu mi-o omoare, că dacă o omoare, mă duc aici și iau alta. Hai, nu mai avem acolo destule. Gata, oprim filmarea și revin când ajung acasă.
Așa, și am ajuns acasă. Asta e stupul, da? Uite, ăștia sunt roie amărâți care i-am făcut pe puțin albină. Și au revenit, n-au treabă. Cu puțin albină n-am mai făcut nici puiet văros, nici nimic. Deci aici avem o singură ramă de albin. Atât. Auzi, a venit cocoș. Așa, o ramă de albine. Deci asta a fost orfanizat acum, să zic, vreo 3 ore. Băi, asta așa că totuși n-aș lăsa Regina așa, lasă intre albina la ea aici. Adică dau drumul la locașul ăsta mic. Așa, ca să o încălzească și pe aia aici. Ulu, n-am pus masca. Ah, ce-a venit una. Băi, direct de ochi m-a luat, mă. Stai pe aia, o singură albina a zburat și aia m-a luat de ochi, mă. Da seama, făceam eu fum acolo la o ramă. Uite, mă, e plină rama asta de albina, adică nu poți să zici că e albina destul aici. Ia. Depărtăm așa ușor. Hai, mă, fugi de acolo, fugi de acolo. Uite așa. Așa, punem asta. Uite așa, punem o tijă de asta aici. Uite așa. Eu nu știu dacă s-a văzut acolo ce am făcut. Mare lucru, am pus Regina acolo, da? Bun, punem capacul. Uite așa. Și gata. Și hai să vedem ce se întâmplă. În vreo două zile trebuie să o elibereze. Uite că aici nu mai e. Asta trebuie luată de aici. Nu mai e de la Ionelul, zicea. Deci asta era de la Oprea, da? S10. O să scrim acolo. Deci asta ar fi minune mare ca Regina asta să bage puiet frumos în rama aia de albine acolo. Ar fi minune mare. Vă dați seama. Trebuie să mai deschidem și poște, dar știți când? Peste vreo 3 zile după ce eliberează Regina. Să mă convinc că a eliberat-o și să fie o zi cu soare. Să-i deschidem și pe ăștia, să vedem ce puiet mai are. Bun, cam atât. Dacă apreciați ceea ce vă arăt, lăsați un comentariu ca să mă încurajați să mai postez. Eu așa pot să fac doar pentru mine și văd de cât eu rezultatul și atât. Dar mie îmi place să arăt și la alții, să, în felul ăsta să vin în ajutor apicultorilor care se confruntă cu probleme din astea, da? Aici am zis, băi, din toți apicultorii, să găsește cineva să trimită un borcan cu o miere mai specială, nu știu, de zmeură, de ceva. Că uite, avem la degustare aici miere de castan, de tei, la bobocea de delta, miere de la Oprea din polifloră, lavandă, o mană, o zmeură, ceva. Nu zice nimeni nimic. Bun. Cam atât. Avem și steagul. Și cupă. Bun. Cam atât. Trebuie să tun și o iarbă aici, că iau aici. A crescut iarba mare. Gata. Sănătate și numai bine.